Bine ați revenit, dragii noștri, iată-ne la episodul cu numărul 14 din podcastul nostru și așa cum v-am obișnuit și n-aș vrea să vă dezobișnuiesc, la începutul episodului vă invit să vă abonați canalului dacă nu ați făcut asta deja și să distribuiți acest material pentru a ajunge la cât mai multă lume, pentru că ne dorim ca cât mai mulți dintre dumneavoastră să descopere lucruri și așa cum bine știți, să reușim pe parcursul discuției noastre să vă facem pe dumneavoastră să vă puneți întrebări, la care în timp să reușiți singuri să vă dați răspunsuri. Astăzi alături de mine l-am pe Valeriu Munteanu, căruia îi mulțumesc că a acceptat invitația noastră și pe care, preț de o oră, sper să îl descoperim cât se poate de bine și să aflăm cât se poate de multe lucruri despre ceea ce înseamnă sau ceea ce a făcut Valeriu Munteanu. Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația. Și vă mulțumesc pentru invitație. Pentru că de obicei se practică un lucru în tot felul de formatul de emisiuni sau de podcast în care realizatorul are o listă cu tot ceea ce a făcut invitatul și laudă și invitatul zice da și niciodată nu e mulțumit că ar mai fi fost și alte lucruri de spus. Astăzi am pe hârtie și întrebările și, ca întotdeauna, întrebările și toate informațiile despre invitat. Ele sunt aici. Adică numele și numărul episodului. Pentru că îmi place să fac un lucru și să-l întreb pe invitat, mai întâi de toate, cine este el. Adică întrebarea, prima întrebare și cea mai complicată, și știu că este cea mai complicată pentru invitat, de fapt cred că e singura, că după care ele se nasc, este cine este Valeriu Munteanu? Nu este complicată pentru mine această întrebare. Dacă ar fi să vă răspund în câteva cuvinte, sunt un român din Basarabia. De câte observați din accentul pe care îl am și nu încerc să-l fardez, am un accent basarabian și mă mândresc cu acest lucru. Nu încerc să-i pun așa un fel de vopsele dâmbovițene, pentru că din mai multe considerente, pentru că vreau să rămân cel care m-am format de-a lungul timpului și pentru că altfel n-aș fi original, aș fi prefăcut, și din un alt motiv este pentru că vreau să dau încredere tuturor românilor basarabieni că după unire nu vor avea niciun fel de probleme și nimeni nu o să arate cu degetul nici la București. Dar vreau să vă spun că nu este atât de ușor să faci acest lucru în București. Spre exemplu, am fost ieri la o emisiune, iar un invitat mi-a obiectat că aș avea accent rusesc. Nu este accent rusesc, este un accent molcom basarabian, și ar fi bine ca să depunem un efort mai mare pentru ca cei din România să cunoască mai bine realitățile din Basarabia, iar cei din Basarabia să cunoască mai bine și să fie conectați la realitățile din România. Nu am reușit foarte multe lucruri în ultimii 30 de ani, dar poate unul din primele 3-4 lucruri pe care nu s-au reușit să le facă este să fie creat un spațiu informațional unic între Basarabia și România, și atunci probabil întrebările pe care le au cei din Basarabia față de țară și cei din țară față de Basarabia ar fi fost mai puține. Sunt fiul de muncitori din Floreni, lângă Chișinău, născut în anul în care la Moscova ocupant avea loc olimpiadă de vară. Sunt absolvent al Facultății de Drept de la Târgoviște. Am un master în
studii de securitate la clasa domnului profesor Dungaciu și respectiv sunt pe ultima sută de metri cu un doctorat în drept constituțional la un consorțiu universitar din Republica Moldova. Am fost primar în localitatea mea de Baștină de la 26 de ani. După aia am fost ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova de 3 ori, dar n-am mâncat pâinea statului degeaba, am scris 130 de proiecte de lege, dintre care o treime au devenit realitate. Am mai scris și 40 de sesizări la Curtea Constituțională, dintre care 20 au avut câștig de cauză, inclusiv decizii foarte importante, precum constituționalizarea declarației de independență a Republicii Moldova, respectiv aducerea în Constituție a limbii române. Fapt pentru care președintele României m-a decorat cu cel mai înalt orden al României, Steaua României în grad de Mare Cruce. O mare onoare care mă obligă să muncesc încă foarte mult pentru ca să pot răspunde acestei încrederi mari pe care am primit-o din partea statului român. Am fost și ministru în Basarabia de 2 ori, în 2 guverne, ministru al mediului, dar nici acolo nu am vegetat. Dacă în România exportul de lemn brut de bușteni a fost interzis la 1 ianuarie 2021, i-am făcut în mandatul meu foarte scurt, încă în anul 2016, cu 5 ani înainte. Respectiv, timp de 11 ani am fost membru și vicepreședinte al Partidului Liberal, unicul partid unionist din Basarabia care a putut să pună umărul la propășirea și la ridicarea românească a Basarabiei, și unicul motiv consistent pentru care am fost în Basarabia și sunt în continuare aici în România în politică este cauza românească a Basarabiei și dorința mea năvalnic, care reprezintă o dorință similară a majorității basarabenilor de a duce Basarabia acasă, la sânul mănos al României. Lung și posibil plictisitor a fost prezentarea mea. Nu, sigur, nu. O să, să zic că a fost un fel de cuprins al discuției, chiar așa a sunat, ca un cuprins al discuției care urmează. Să începem cu Florești. Floreni, lângă Chișinău, unde am fost primar. Am înțeles. Înainte de a ajunge primar, acolo ați copilărit. Da, tata este de la Nisporeni, de pe Prut, mama e de la Boghiceni, de pe Prut. S-au întâlnit la Chișinău și au făcut gospodărie la Floreni, care este o suburbie a Chișinăului. Cam asta este povestea la două treimi din cei care trăiesc la Floreni. Suntem un fel de vinitici acolo și am avut întotdeauna acest stigmat, mai ales părinții noștri. Am făcut școală acolo, după care am făcut liceu la un liceu din Chișinău, am făcut naveta cu trenul încolo și înapoi. Mai am doi frați, unul mai mare și unul mai mic, o poveste standard a tuturor celor care au plătit alături de noi tribut regimului sovietic de ocupație. Da, cum era copilăria acolo? Eu am copilărit în anii 80, vă spuneam că sunt destul de vechișor și respectiv în perioada în care am ridicat eu ochii și am înțeles ce era în jurul noi, era un sărăcie lucie, dacă vreți. Rusia trimitea navi cosmice și era în luptă cu Statele Unite ale Americii pentru înarmare, iar noi nu aveam apă curentă, nu aveam canalizare și tot așa mai departe. Și probabil unicul beneficiu care era și nici drumuri cu îmbrăcăminte asfaltică nu aveam, chiar dacă eram în coastele Chișinăului. Școala din localitate era atât de mic încât sovieticii n-au putut să construiască alta. Școala era construită în perioada României mari. Sovieticii n-au reușit să facă acest lucru. Da, desigur că în alte localități probabil realitatea era un pic mai bună, dar sovieticii n-au dat niciodată mare preț
pe condițiile în care trăiam noi, totul era bazat pe propagandă. Desigur, copiii fiind, nu sesizam acum, desigur că această analiză o fac prin prisma experienței pe care o am. În copilărie, părinții ne-au putut întotdeauna asigura o bucată de pâine, casă, masă și tot așa mai departe, încălțări pentru ca să ajungem la școală. De asta n-am dus lipsă și niciodată, vreau să fie foarte clar, basarabenii n-au avut nevoie niciodată de nimic ca să vină cineva să le facă curățenie în casă sau să le taie buruianul împrejurul gardului sau să-și îmbrațe și să încalță și să educe bine copiii și să-i trimită la școli. Asta am putut să facem și facem în continuare și după unire nu așteptăm pe nimeni să vină să ne facă acest lucru, nici pe cineva de la București, nici pe cineva de la Bruxelles. În continuare vom face aceste lucruri primare, aceste lucruri românești și creștinești pe care trebuie să le facă fiecare român. Care a fost momentul care a declanșat dorința de a face ceva pentru societatea din jur? Au fost două chestiuni paralele. De unde a apărut dorința mea pentru și convingerile mele naționale și de unde a apărut dorința pentru a mă implica pentru societate. Eu când am deschis ochii, tata Gheorghe, Dumnezeu să-l odihnească în pace, spunea în felul următor. Rușii au venit la noi în iunie 1940 să mănânce cireșă. Au venit niște cireșe fenomenale în Basarabia, vara, în iunie, să coc și sunt foarte bune. E adevărat, rușii au venit cu tancul și cu baioneta în iunie 40. Ne-au ocupat și tata zicea și-au uitat să plece de la noi. Nu înțelegeam foarte exact ce vrea să spună tata, mama permanent îi spunea lui tata, mai taci măi Gheorghe că o să ai probleme la lucru de la limba asta ta lungă, uite ce o să-ți facă pentru că vorbești așa. Imediat a picat Uniunea Sovietică și tata a devenit mult mai explicit să ne explice anumite realități și s-a născut în sufletul meu o dorință nevalnică de a cunoaște cine suntem, de unde vinim și încotro ne mișcăm. Între timp mi-am făcut toți patru arbori genealogici ai buneilor pe toți patru bunei, atâta cât am găsit în toate arhivele. Suntem români basarabeni de la țară, de la Bălănești, Nispureni și respectiv Bogiceni, Hâncești. Nu am plecat niciodată, nu ne-a bătut vântul din Siberia, acolo am fost și acolo am trăit. Asta inclusiv spun acest lucru pentru mulți din România care consider că noi basarabenii suntem pe jumătate ruși sau noi am vorbit acasă rusa sau altceva. Două generații din toate neamurile mele au plătit tribut sovieticilor și au vorbit limba rusă. Bunicii mei, nici bunica Larisa, nici bunica Anastasia, nici bunelul Pavel, nici bunelul Nicolae nu cunoșteau limba rusă pentru că sunt din perioada interbelică și respectiv sovietele n-au putut să-i oblige să cunoască limba rusă și nici nevoie n-au avut în lucrările lor agricole. Au cunoscut limba rusă părinții mei și cunoaștem noi. Ieri la o emisiune cineva încerca să mă lovească cu acest lucru. Dumneavoastră cunoașteți limba rusă. Eu îi ziceam, știți, nu am învățat limba rusă din dorință. Ea a venit singur, așa ca o nevoie pe capul nostru, dar copiii mei deja nu mai cunosc limba rusă. Este atât de puțin sau atât de mult limba română este acum în Basarabia, încât generația copiilor mei nu mai trebuie să învețe limba rusă. Pot să vă spun și aici o poveste. Am patru fiice și mă gândeam că este o mare problemă că ele nu cunosc limba rusă, pentru că în lumea asta mare există anumite relații care se fac pe anumite axe având la bază limba rusă. Și chiar mă gândeam să le iau copiilor un profesor de limba rusă pentru că vor pleca în lumea mare din Basarabia și mă gândeam că trebuie să cunoască și această limbă. Acum, după războiul dur, criminal al rușilor în Ucraina, consider că pentru următoarele 100 de ani să vorbești în limba rusă va fi de mare ocară, de aceea am lăsat copiii în pace cu limbile lor vest-europene. Eu când, răspunzându-vă direct la întrebarea dumneavoastră de unde a apărut dorința să mă implic, eu încă din clasa 1-a am fost mereu șef de clasă. Din a 1-a până în a 4-a am fost șef de clasă și am fost organizator. Din a 4-a până în a 9-a am fost șef de clasă și am fost organizator în toate procesele. La liceu, chiar dacă eram de la țară, de acolo, de la coada vacii și erau doar orășeni, peste o jumătate de ani eram deja șef de clasă la ei și am organizat toate procesele
procesele și m-am implicat în tot felul de comitete, după care am ajuns la facultate în România, eram 200, vorbesc, spun clar acest lucru și poate fi verificat, îl trec și în CV acest lucru, am fost șeful Ligii Basarabenilor de la Universitatea Valahia din Târgoviște și reprezentant în Senatul Universității și respectiv m-am implicat în toate, în toate procesele. Am fost reprezentant în Senatul Universității și colegii m-au poriclit domnul senator. Dacă acum sunăm pe vreun coleg de la facultate, o spui bună ziua domnul senator. Asta așa la nivel de, la nivel de glume. Deci întotdeauna mi-a plăcut să mă implic. Când am revenit de la facultate în înapoi în Moldova, n-am avut nicio îndoială că vreau să fiu primar. Pentru că mi-a fost în localitatea mea, pentru că mi-au fost dragi oamenii, pentru că mi-au fost dragi procesele și să ajut să mă implic. Atât de mult mi-a fost drag încât peste un an de zile, chiar dacă localitatea are peste 5.000 de oameni, am pus pariu și putem să repetăm acest proces. Cunoșteam toți oamenii în față, le știam problemele lor și inclusiv dacă mergeam pe strada centrală Ștefan cel Mare, din spate, oamenii mai în vârstă, copilașii nu-i mai știu acum, dar oamenii mai în vârstă, eu pot să-i cunosc din spate și le spun exact toată radiografia. Pur și simplu mi-au fost dragi oamenii. În politică și în administrație, dacă nu ți-s dragi oamenii, nu ai ce căuta. Eu cunosc oameni, prieteni de mei foarte buni, oameni extraordinari, dar nu au răbdare să le asculte, să le înțeleagă problemele oamenilor, știu să facă business, știu să facă bani, dar nu ar avea niciodată o răbdare în acest sens. De ce? Recomandarea pentru cei care nu au nativ din suflet, de la Dumnezeu acest lucru, să caute. Ce a semnat candidatura la primărie? La ce vârstă? La 26 de ani. Uite, un lucru comun care ne leagă. La 26 de ani și eu am candidat la primărie în orașul meu natal. Dar n-am... Bine, acolo erau deja. Era chestiuni probabil mai complicate. Eu să explic până între... imediat cum am încheiat facultatea, am venit în localitate, am făcut o asociație obștească. Cu această asociație obștească am adunat pe toți tinerii, am făcut tot felul de proiecte, am adus voluntari de la Corpul Păcii, am adus ajutoare umanitare, am făcut un centru de informații cu calculatoare pe atunci, multe alte activități. Și oamenii m-au votat din prima, ei știau foarte exact, au zis în felul următor, în mentalul colectiv exista așa o chestiune, un băiat de-a lui Gheorghe și a Galinei Munteanu să-l alegem primar, pentru că noi am învățat bine, toți frații am învățat bine la școală, bine și foarte bine, iar părinții erau gospodari. Și asta era o pavază, dacă vreți, pentru ca oamenii să te voteze. Într-un oraș mare, cum ar fi, de exemplu, Timișoara, da? Poți să alegi un primar care nu-l cunoști, nu știi de unde iese, nu știi foarte exact cine este, poți să-l alegi și să obții o catastrofă, precum este astăzi primarul, de exemplu, de la Timișoara. Într-o localitate rurală, nimeni niciodată nu va vota un primar dacă nu-l știe. Trebuie să aibă gardul îngrijit, trebuie să nu fie bețiv, trebuie să știe a zice bună ziua, trebuie să știi a asculta și tot așa mai departe. Oamenii au avut această încredere și m-au ales primar din prima, la noi sunt două tururi, dar m-au ales din prima, într-o luptă dură cu niște mamuți mari, cu mașini mari, cu avere mare. Închipuiți-vă o luptă într-o localitate, dintr-o suburbie a capitalei. Întotdeauna a fost dură, dar am câștigat din primul tur. Am rămas într-un fel dator, dacă vreți, localității mele. De ce? Am fost 2 ani și jumătate de cât primar, nu mai am încheiat mandatul și port într-un fel în suflet acest lucru și spun deliberat aceste chestiuni reiterat inclusiv pentru oamenii din localitate, pentru că am fost ales în 2007 primar, iar în 2009 am fost ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Mi-am zis, fiind primar, am fost din prima ales președinte din primul mandat și din prima lună a fost ales președinte al Asociației Primarilor din județ. Veneam să învăț pe primarii de 23 mandate cum trebuie să facă deciziile ale primarului sau dispozițiile primarului sau deciziile Consiliului Local, pentru că eram jurist de meserie și pentru că mi-a plăcut întotdeauna aceste procese. L-am detronat pe un primarul de reședință, de județ,
care era un comunist, dar nu mi-am încheiat mandatul și oamenii într-un fel au rămas supărați pe mine pentru că atunci când i-au pus ștampila, au zis să-l vrem pe Munteanu cu ochii și cu urechile lui să stea atât în localitate cât o să vrem noi. Eu au trebuit să optez pentru să-mi continuu mandatul de primar sau să plec în Parlament. Am considerat că în Parlament pot să fac mai mult pentru Republică, pentru țară. Noi nu folosim niciodată, noi unioniștii nu folosim niciodată, vorbind despre Basarabia, despre Republica Moldova, noțiunea de țară. Țara este România. Basarabia este decât o formă efemeră, o formă statală care se va încheia atunci când ne vom uni cu România. Dar, desigur că eu am reușit să ajut localitatea și ajut în continuare mai mult decât aș fi rămas primar, dar am acest sentiment și îmi fac mea culpa în fața oamenilor mei din localitate. Desigur că eu aș fi putut oricând să plec din localitate, să mă statuiez la Chișinău sau să vin la București sau în altă parte, dar eu trăiesc în continuare acolo unde m-am născut, în localitatea mea, unde mi-am făcut casă, unde am albini, unde trăiește mama, frații mei și respectiv unde mormântul lui tata. Cineva ar spune că probabil sunt prea romantic, cineva ar spune că sunt nebun, dar fac acest lucru, face parte din ființa mea. Acolo există acea energetică necesară pentru ca să mă pot mișca mai departe, pentru acolo mă simt român, da, român, basarabian, și acolo vreau să trăiesc inclusiv după unire. Pare și eu cred că aceasta este, dacă vreți, demonstrația faptului că nu am căutat locuri comode, că nu am căutat bulevarde mai largi și spălate dimineața cu șampon. N-am absolut niciun fel de problemă să trăiesc într-o suburbie a Chișinăului, dar nu că doar nu am nicio problemă. Este locul în care vreau să îmbătrânesc și eu spun că este un spațiu dintre sublim și imposibil. Un spațiu în care, precum ar fi sâmbăta duminicii mari, încerc să caut cuvinte biblice, dacă vreți, ca să descriu această dragoste pe care o am pentru localitatea în care locuiesc. Cu siguranță este cea mai frumoasă localitate din lume, pentru că este localitatea în care m-am născut și în care trăiesc. Foarte frumos. Sunt curios ce a făcut, sau mă rog, ce a convins să ajungeți în Parlament și... Eu am fost ales primar independent și făceam activitatea mea, am reușit să asfaltez drumuri, să fac trotuare, să fac multe alte chestiuni. Inclusiv vreau să vă spun o chestiune destul de interesantă care a rămas în istorie. Noi trăim în suburbii și respectiv marea majoritate a locuitorilor fac naveta în Chișinău și lucrează la Chișinău. Dimineața vine transportul public, lumea se îmbulzește la transportul public, scălcau în picioare unul peste altul să ajungă mai repede la Chișinău și seara în sens invers fac exact același lucru. Un tablou specific pentru suburbiile din marile orașe. Am făcut nuntă în 2006 și am fost în săptămâna de miere, dacă pot să zic așa, la Poiana Brașov cu soția și am ajuns cu autocarul de la Chișinău la Brașov și de la Brașov, nu mai știu exact cum se numește stația aia, trebuia să luăm ceva până în Poiana Brașov și acolo ajungem noi și întrebăm ce autobuz merge până în Poiana Brașov și acolo cineva spune, iată autobuzul 1 sau 2, dar vă rog frumos stați la rând. Mi-a rămas în minte acest lucru și am zis că eu dacă o să ajung primar, o să facă exact același lucru. Când am devenit primar, primul lucru care am făcut, m-am dus dimineața la ora 5 când începe lumea a pleca la serviciu și am apărut eu, m-am înfățișat acolo și am zis, bună dimineața, bună dimineața, vă rog frumos stați în rând. Dar de ce stau în rând? Și nu am stat pe anul? Hai vă rog frumos, fiți cu mine, stați în rând, că de azi înainte facem o regulă. Și am stat eu o săptămână de dimineață, de la 7 până la 8, cât pleacă, de la 5 jumate până la 8 cât pleacă toată lumea și am încolonat, am învățat să urci în transportul public în ordine în care vin și în sens invers am făcut înapoi când vin de la Chișinău. Astăzi au trecut din 2007 până astăzi au trecut deja 16 ani,
putem verifica acest lucru, tot ce spun poate fi verificat, nu voi spune nimic care nu poate fi verificat. Cine vine la Floreni lângă Chișinău vor vedea că dimineața, și este unica localitate din suburbia Chișinăului care face acest lucru. Toți ceilalți din alte localități spun, cum voi ați învățat acest lucru? Avem localitatea Sângeră. Bă, ce, eu nu pot să înveți acest lucru. Eu am învățat o săptămână și oamenii timp de 16 ani respectă acest lucru. Dacă vine cineva care nu este din localitate, oamenii o să-l pună la respect și o să vă rog frumos stați rândul. Deci o chestiune civilizațională pe care am reușit eu să fac și mă mândresc cu lucrul ăsta. Asta ar fi bună și în București. Cu siguranță ar fi bună. Eu cred că sunt chestiuni care nu necesită bani. Sunt chestiuni care pur și simplu trebuiesc organizate. Cu siguranță exact același tablou este în marea majoritate a stațiilor care absorb oamenii din localitățile medieșe ale Bucureștiului, dar cu siguranță la Timișoara, la Iași, la orașele, cele 10 orașe peste 300.000 de oameni în România, tabloul este la fel. Iată un exercițiu foarte ușor care poate fi realizat și arată civilizație. Vă spuneam, am văzut acest lucru, nu l-am inventat eu, l-am văzut la Brașov în anul 2006 în septembrie. Am înțeles. Ce ați făcut cât ați fost parlamentar în Parlamentul Republicii Moldova? Eu am ajuns în Parlament în noiembrie 2009. Avem deja o experiență în calitate de primar și știam că mandatele sunt foarte scurte și trebuie să mă concentrez pe ceva ca să poți mișca lucrurile înainte. Desigur că chestiunile lăuntrice, curente, de organizare au fost importante pentru mine, dar întotdeauna am avut în minte și în suflet cu ce pot contribui ca să pot apropia unirea Basarabiei cu România. Desigur că nu este o operă individuală acest lucru, ci trebuie să te asociezi cu alți colegi în grupuri parlamentare, în partid, pentru ca să poți mișca înainte lucrurile și eu am avut confortul să fiu vicepreședinte al Partidului Liberal, unde am putut să realizăm aceste lucruri. Am avut două dimensiuni. Dimensiunea românească și respectiv am căutat întotdeauna soluții politico-juridice pentru a putea apropia acest lucru și aici aș aminti mai multe inițiative legislative pe care le-am făcut. Spuneam, am semnat 130 de proiecte de legi și asta poate fi verificat, dintre care o treime au devenit legi, inclusiv în momentul în care eram în opoziție. Parlamentul de la Chișinău are decât 101 suflete și respectiv majoritățile întotdeauna sunt destul de vulnerabile și fiind în opoziție, uneori ar trebui voturile noastre și ar trebui să facem anumite compromisuri. Și explic un compromis care a rămas, sper, istoric. Până în 2013, cât n-ar fi de straniu, Crăciunul în Basarabia nu era sărbătorit în data de 25 noiembrie, ci în data de 7 ianuarie, cei care serbează acest mare praznic, acest mare sărbătoare a creștinătății în data de 25 decembrie, erau obligați să meargă la serviciu și noi mergeam toți la serviciu. Eu am înregistrat un proiect de lege și umblam cu el sub soară și căutam modalități ca el să prindă viață și noi să putem sărbători și în 25. M-a prins anul 2013 în opoziție, șef al unui grup parlamentar din 5 oameni, destul de relevant în Basarabia și respectiv, dar în luna decembrie al 2013 puterea vota politica bugetar-fiscală și respectiv bugetul și nu le ajungea voturi pentru că se băteau pe bani între ei. Și a venit șeful celui mai mare grup parlamentar la mine și a zis, băi Munteanu, ce câți bani vrei să-ți dăm? Evident, pentru sate, pentru ce vrem noi acolo, doar să votez bugetul. Și am zis, nu-mi trebuie absolut niciun ban. Am scris despre acest lucru, acum scriu o carte în acest sens. Tot ce spun poate fi verificat cu stenogramele Parlamentului, care sunt publici pe parlament.md. Valeriu Streleț îi spunea acelui domn și am zis, nu-mi trebuie absolut nimic, votați Crăciunul și noi vă votăm necondiționat. A fost o luptă de 3 zile în care noi le-am votat și ei ne-au votat. Au încercat să ne dribleze până la urmă acest proiect de lege a prins viață și din decembrie 2013, iată 10 ani de zile, noi avem în calendarul de la Chișinău
sărbătorim Crăciunul pe 25 noiembrie. Nimeni în Basarabia nu poate să contrazică că este un merit pe care l-am avut eu. Mic, poate insignifiant, dar a fost demantelarea unei redute a moldovenismului statalist. De ce spun acest lucru? Pentru că moldovenismul statalist de surginte stalinistă a încercat să creeze niște repere pentru moldovenismul nostru. Să spui că națiunea moldovenească, așa zisă, națiunea este diferită de cea română, trebuie să-i faci niște atribute. Teritoriu, care de fapt nu este teritoriu Moldovei, dar este o bucată din țara românească. Ieri am Doamne ferește, am sărbătorit, am marcat cu durere în suflet 211 ani de la tratatul de la București, când Turcia, care nu avea dreptul, poarta otomană, a cedat Rusiei, care nu avea dreptul să ia Basarabia. Și nici astăzi nu a mai revenit acasă. După care limba moldovenească, un alt reper care este o altă invenție, și pentru ca să fim națiune adevărată, au trebuit să ne inventeze un soi de ortodoxie deosebită, ortodoxie cu calendar vechi, cu sărbători diferite, ca să nu fim noi ca românii din țară, să fim deosebiți. Și iată, am reușit să demantelăm acest lucru. Vreau să vă spun că astăzi, după 10 ani de la adoptarea acelei legi, majoritatea celor care trăiesc în Chișinău, acolo unde este motorul, este un oraș aproape de 1 milion de oameni, cu o mișcare destul de bună, cu oameni, cu școli foarte bune, și este al doilea oraș românesc. Sărbătorirea Crăciunului, data de 25 decembrie, este majoritară. De pe altă dimensiune, o altă dimensiune pe care am realizat-o și a căruia am insistat foarte mult a fost controlul de constituționalitate. Mi-a plăcut enorm acest lucru, am avut și un profesor bun în acest sens, regretatul constituționalist Victor Popa, și respectiv la putere și în opoziție fiind am scris foarte multe sesizări la Curtea Constituțională. Dacă în România, din păcate, pentru ca să depui o sesizare la Curtea Constituțională ai nevoie de 50 de deputați și 25 sau 25 de senatori, lucru pe care nu-l avem noi și nu putem să sesizăm la Curtea Constituțională, în Republica Moldova, un singur deputat poate să sesizeze Curtea Constituțională a priori sau a posteriori, pentru că inclusiv posibilitatea contestării a priori, adică înainte de a fi publicată a legilor, tot este opera pe care am făcut-o eu, pentru că am mers la Curtea Constituțională, am interpretat un articol din Constituție care a permis acest lucru, iar contestarea a priori oprește de foarte multe ori niște legi care vin, își produc efectul și după aia nu mai contează anularea acestuia a posteriori. Dar cea mai mare realizare în acest sens, iarăși care poate fi verificată și este un fapt notoriu în Basarabia, a fost sesizarea pe care am depus-o la Curtea Constituțională în septembrie 2013 și hotărârea a fost în 5 decembrie 2013, prin care am demonstrat că, văzând doctrina, citind doctrina franceză în acest sens, că legile se bazează pe Constituție, dar Constituția nu există în spațiu constituțional, în individualitatea sa, ci are și ea repere. Da. Iar reperele Constituției este printre reperele Constituției este Declarația de Independență. Am luat Declarația de Independență a Republicii Moldova de la 1991. Am citit anumite adevăruri despre ocupația sovietică, crâncenă, inclusiv despre limba română, și am mers să întreb Curtea Constituțională dacă nu cumva actul imuabil care nu poate fi schimbat, Declarația de Independență, este un act superior Constituției. Curtea mi-a dat dreptate și de aici a pornit un lung luptă pentru schimbarea articolului 13 din Constituție, lucru care s-a încheiat acum 2 luni de zile, dar la bază stă această hotărâre a Curții Constituționale. Nu mi-am mâncat pâinea degeaba, am avut sute de luări de cuvânt, am avut sute de intervenții, sute de amendamente și întotdeauna am fost pe meterezele Parlamentului până am ajuns deputat, pentru că în Republica Moldova, până am ajuns ministru, pardon, în Republica Moldova, nu poți deține în același timp și postul de ministru și cel de deputat. Au trebuit să las Parlamentul și să merg în guvern. Asta se întâmpla în mai 2015.
Sunt curios cum ce a însemnat că practic n-a fost doar o decizie și știm foarte bine că în cazul limbii române au fost o mulțime de oameni care s-au alăturat, o mulțime de organizații care au luptat pentru această cauză și să facă ceva în direcția asta, dar în același timp cred că și piedicile au fost pe măsură și că în permanență cred că v-ați câștigat destul de mulți dușmani. Eu consider că am făcut foarte puțin, chiar dacă sunt autorul acestei sesizări care a adus limba română în Constituție, consider că au făcut mai mult înaintașii noștri, cei care în anii 89-90 ai secolului trecut, în situația în care sistemul sovietic era destul de puternic și oamenii puteau să ajungă la casa de nebuni și au ajuns unii la casa de nebuni sau la pușcărie pentru convingerile lor naționale și naționaliste, și nu mă tem de acest cuvânt acum, este un cuvânt de ocară. Naționalist înseamnă să-ți iubești națiunea ta fără ca să nutrești ură pentru altcineva. Eu văd această flagelare, această luptă care se duce împotriva noastră și se spune că noi dacă iubim națiunea noastră, i-am urât pe alții. Nu este adevărat. Noi suntem creștini, iar un creștin prin definiție nu poate să urască pe nimeni. Eu de mult am învățat acest lucru. Cea mai mare piedică pentru a fi fericit este să urăști pe cineva. De ce? Niciodată nu am nutrit, nu am acest sentiment și consider că orice bun creștin nu trebuie să aibă acest sentiment al urii, trebuie să-ți iubești inclusiv pe cei care îți sunt potrivnici ție. Dar este adevărat, pentru limba română au luptat foarte mult lume, de la Chișinău, dar și de la București, au fost asociații obștești, a fost acțiunea 2012 condusă de domnul președinte Simion, pentru că oamenii cred că a apărut dumnealui și noi chiar din neant și de sub garduri, din buruieni sau direct din copaci sau din colibe. De foarte multe ori îi privesc pe cei de la PNL și PSD, ei nu ne cunosc, ei consideră că noi chiar am venit de prin copaci, de prin bălării, de pe undeva, ei nu înțeleg că fiecare dintre noi s-a format și a muncit și unii chiar s-au jertfit. Eu mi-e complicat să spun pentru mine ce fel de jertfă am adus eu, poate timpul pe care nu l-am fost alături de copii și de părinți, dar alții s-au jertfit mai mulți pentru ca noi să putem apropia, pentru ca noi să putem cristaliza, pentru ca noi să putem apropia această operă a națiunii române, aducerea Basarabiei acasă. Da, este dureros pentru mine ca basarabian de foarte multe ori când sunt la Chișinău și vorbesc deschis și intransigent, așa cum am făcut întotdeauna despre unire, unii moldoveniști de-ai noștri, care au convingeri, indiferent că nu și-au rupt cordonul umbilical de la Moscova, sau chiar ei consideră, așa mi este greu, și îmi spun, băi Valeriu, dacă ești așa de unionist, nu vrei tu să-ți iei valiza porumbiei și să pleci acolo după Prut și du-te și te fă unionist acolo. Când sunt aici la București de foarte multe ori și militez la fel de intransigent pentru unire, unii din România spun, dar nu vrei tu să-ți iei valiza și să te duci acolo la tine în Basarabia, uite ce accent ai, deloc nu-i românesc și nu te înțelegem cu accentul ăsta, seamănă a fi rusesc. Pentru foarte mulți basarabeni și în egală măsură pentru mine, eu sunt tare de fire, dar pentru foarte mulți basarabeni unioniști este o durere în suflet când nu ești înțeles nici în Basarabia și nici în România. Dar trebuie să ne mișcăm înainte, cei care mai pot duce o flamură, cei care sunt stegari care e unirea adevărat, trebuie să treacă peste aceste mici probleme și să-și continuă calea lor, pentru că dacă am fost chemați în acest sens, trebuie să mergem mai departe. Prima oară când am venit la Chișinău, am venit, nu mai știu exact ce an era, 2011-2012, cred, într-o conferință organizată tot de Acțiunea 2012, că după cum știm Acțiunea 2012 a fost înființată în 2011, de fapt obiectivul era 2012. Da, pentru organizarea evenimentului 2012. Da. 2012 era chiar un eveniment și știu că atunci am venit, iar problema de atunci pentru noi părea una, ideea părea una simplă, nu dacă putem face unirea, ci când facem unirea. Iar
pentru toți ceilalți părea o chestie imposibilă. Iată-ne că la 10 ani distanță despre unire se vorbește destul de ușor și nu mai este sub nicio formă exclusă cum era acum 10 ani, că sincer, acum 10 ani ideea de unire era o chestie de SF, adică era aproape, era imposibil pentru toată lumea. Acum, pentru foarte mulți dintre români, unirea este un lucru care o să vină normal sau un lucru care o să vină firesc. Deși cred că mai e de lucru în direcția asta și ar fi absurd să credem că toată lumea își dorește, toată lumea, și când zic toată lumea mă refer la toată lumea de pe pământ își dorește unirea. Unirea este normală să ne dorim noi pentru că este un lucru ce ține, așa cum zicea cineva, de igiena țării, e un lucru firesc, e un lucru normal, dar suntem conștienți că foarte mulți or să încerce să ne pună piedici pentru că tocmai dezrădăcinarea românilor, procesul de dezrădăcinare are loc atâta timp cât a avut loc procesul de dezromanizare a românilor din Basarabia, că până la urmă cam asta a fost. Iată că ceea ce a făcut Rusia a fost un proces de dezromanizare de acolo. Iată că culmea în 2023 este un proces de dezromanizare a românilor de peste tot și nu vine din Rusia, ci vine din Europa. Eu aș vrea totuși să explic anumit. Dumneavoastră ați vorbit despre deznaționalizare. Desigur că de la 1812 până la 1918, în primii 106 ani de ocupație, deznaționalizarea românilor basarabeni a fost un obiectiv major al Imperiului Țarist. Dar având în vedere și după aia, procesul s-a repetat între 1944, cea de-a doua ocupație, și 1989, mult mai insistent, prin pauperizare, prin abrutizare, prin deznaționalizare și prin rusificare. Dar noi am supraviețuit. Sunt foarte puțini români în România care și-au dat interesul și care înțeleg cauza Basarabiei sau situația Basarabiei în adevăratele sale realități. Ori, noi românii în Basarabia, după atâția ani de ocupație, am rămas cam 82%. Români în România sunt un pic mai mulți, vreo 85%, iar noi în Basarabia, populația românească este exact același. Ne-a salvat satul românesc, satul basarabian. În orașele care au construit rușii în perioada sovietică, au populat cu ruși, cu ucraineni și cu ce mai considerat ei specialiști care au venit să ne învețe minte și să ne ia locurile cele mai bune, dar la sat au trăit în continuare români, ei ne-au închis 90% din biserici și a fost prigonită biserica noastră ortodoxă, dar noi am reușit să păstrăm această haină a românismului, pentru că astăzi să spui că ești creștin, că ești ortodox, este o chestie de ocar. Am văzut cu cât duritate au lovit progresiștii în copilașul ăla care a câștigat românii au talent și cât de pentru că a spus o poezie în care vorbea despre Dumnezeu, despre pronia cerească. Iată că, din păcate, trăim în era în care să vorbești despre cateheză, despre exegeză, despre tropare, despre colindă, despre priceasnă, despre orice altceva legat de identitatea noastră religioasă, este de ocară și este o violare, dacă vreți, a libertății cuiva, deși noi nu impunem acest lucru nimănui, dar, în schimb, nimeni nu l-a comentat pe reprezentantul României la Eurovision, care s-a dus un bărbat în rochie roz acolo să ne reprezinte. Există această cruceadă împotriva identității noastre românești și noi trebuie să rezistăm. Dar revenind la Basarabia, chiar dacă în perioada sovietică ne-au închis școlile, chiar dacă am fost obligați în toate universitățile să avem, să vorbim, să învățăm doar în limba rusă, noi am rezistat și astăzi spunea și regretatul poet, cel mai mare poet român după contemporan pe care l-am trăit noi, Grigore Vieru, basarabianul nostru, în Basarabia este atâta limba română încât ar putea să învețe și rusul.
Noi ne-am păstrat limba, cu accent basarabian și încă o dată insist, nu doresc ca nimeni să considere că trebuie să renunțăm la acest lucru în niciun fel. În marele concert românesc, oltenii să vorbească în continuare cu accent oltenesc, maramureșenii cu frumosul lor grai și bucovinenii, iar noi basarabenii și nu trebuie să avem niciun fel de rușine în acest, în acest sens. Da, există obraznici pe la televiziunile din România care, dacă prind un basarabian cu accent basarabian, neapărat încearcă să-i dea un obraz. Eu n-am absolut niciun fel de problemă în acest sens. Pot să dea cu mine, în mine și cu halibarda și nu voi avea nicio problemă. Revenind, noi suntem români în Basarabia. Basarabia nu este o temă secundară pentru România, dar din păcate, spuneam, după ce România a intrat în NATO și în UE în 2004 și respectiv în 2007, politicienii noștri și-au pierdut busola. Nu a existat nicio altă temă mare de țară cum s-a făcut la pactul de la Snagov pentru NATO și UE. Ei nu au mai pus pe tapet un alt proiect mare și acest proiect mare ar fi trebuit să fie aducerea Basarabiei acasă. În momentul în care nu a existat un pact, nu a existat instituționalizarea acestui lucru, evident că este complicat. Da, cei care le încot de Basarabia și de România în mod egal vor spune, aia când ați vreți voi basarabieni, atunci o să ne unim și respectiv trebuie să fiți suficient de bogați ca să nu vă ducem noi în spate. Vorbesc cu oameni care nu cunosc realitatea. Am spus și o să repet de sute de ori acest lucru. Marele poet basarabian Nicolae Dabija spunea, câinele dă din coadă, nu coada dă din câini. Unirea trebuie făcută de la Chișinău spre București, nu trebuie să așteptăm ca de la București, pardon, spre Chișinău, nu de la Chișinău spre București, pentru că întotdeauna la Chișinău se vor căuta pricină de ce nu putem face acest lucru. Pentru că inclusiv foarte mulți politicieni înfiletați în tot felul de funcții, le place să se etaleze, le place să bucure. Eu, apropo, declar și pot demonstra acest lucru și când am fost primar și când am fost deputat și când am fost ministru, am declarat de sute de ori că renunț în ziua asta la funcția de ministru doar pentru unire. Să nu creadă cineva că atunci când am fost în funcții publice cântam altfel. Am vorbit și am crezut întotdeauna la fel, dar București are obligația. Aș recomanda celor care cunosc insuficient acest subiect o carte scrisă de Alexandru Margheloman în timpul vieții primul ministru din timpul Unirii de la 1918, care sara omul pe lângă evenimentele pe care le avea, ținea un jurnal. Da? Și în jurnalul ăla descrie foarte exact zilele premergătoare Unirii, votării Unirii de la 27 martie. Omul cu 4 zile înainte venea delegația de basarabeni, conducătorii Basarabiei de atunci, și vreau să vă spun că Ion Inculeț, care era cel mai important în toată arhitectura puterii de acolo, era împotriva Unirii. Ceilalți, Panteleimon, Halipa, erau de acord, dar pe Inculeț foarte complicat cu 4 zile înainte, era la Iași, capitala, nici nu era la București atunci, da. Era la Iași. Omul scria că pe asta au trebuit să-i aducem argumente, dar s-au găsit atunci argumente. S-au găsit patrioți care au venit să facă acest lucru. Din păcate, acum, marile partide din România nu au pe agenda unirea Basarabiei pentru că suntem. Eu nu înțelegeam acest lucru 3-4 ani în urmă, dar în momentul în care am văzut că ei nu reușesc să impună pe agenda europeană aderarea României la Schengen, dar rămite să mai facă unirea, pentru că din păcate sunt niște guvernanți de mucava, conformiști, care doar își cresc burțile lor politice și nu pot să se ridice deasupra acestui politic cotidian insignifiant pe care îl produc în toată ziua și nu pot să livreze nimic. De aceea sunt la aur, pentru că în statutul nostru și în sângele nostru politic și individual curge această dorință navalnică de a duce Basarabia acasă. Și pentru asta suntem bătuți. Pentru mine, eu sunt în situația cea mai complicată în care merg acasă în Basarabia și pentru faptul că noi suntem unioniști și pentru că noi ne dorim acest lucru, s-a încercat se încearcă în continuare să ne se pună o ștampilă că am fi putiniști și
pro-ruș. Este cea mai mare durere pe care o port în suflet, dar o să trăiesc cu ea și o să lupt în continuare și o să demonstrăm că este minciună politică născută aici la București pentru lupta politică, care n-are absolut niciun fel de substrat. Eu am declarat la o emisiune, poate cea mai, una din cele mai importante televiziuni de la Chișinău și declar și voi declara și aici. Dacă există cel puțin un argument venit din partea autorităților statului României care pot să aducă astfel de argumente, și vorbesc aici în primul rând de SRI și SIE, că noi am fi la cheremul Moscovei, eu îmi dau demisia, îmi cer scuză și plec din politică pentru totdeauna. Spun deliberat acest lucru pentru că știu că nu există absolut niciun fel de argument în acest sens, doar o, cum să vă spun eu, o găselniță pentru partidele politice contracandidate care au pierdut și pierd în continuare poziții pentru că sunt pe contrasens cu interesele românilor. Vegetează și nu produc absolut nimic pentru a ridica România de acolo, de la nivelul plintei, către culmele pe care le merită. Cei care guvernează la Chișinău, cum privesc spre România și spre o unire? Cei care au guvernat la Chișinău și guvernează în continuare sunt, din păcate, adepți ai moldovenismului statalist. Ei consideră că Republica Moldova și românii din Basarabia, ele spun moldoveni, sunt și moldoveni pe teritoriu, nu, absolut nimeni nu trebuie să-i sperie pe moldoveni că neapărat va trebui să vă auto-identificați români. Români suntem pentru că suntem partea națiunii românești, moldoveni suntem pentru că aparținem unei regiuni, Moldova și basarabeni pentru că suntem în partea Moldovii răsăriteană, în partea numită impropriu, dar nu revenim la acest, sau nu insistăm asupra acestui fapt, Basarabia. Guvernanții de astăzi sunt adepți ai integrării, ai păstrării statului Republica Moldova și integrării lui în Uniunea Europeană. Știind foarte exact, la toți li se ia voalul de pe ochi după ce guvernează 1 sau 2 ani de zile. Înțeleg și eu sunt absolut sigur că romantismul de la începutul mandatului pentru guvernarea Mai Sandu și a partidului care este la guvernare a trecut. Ei au înțeles foarte exact că nu pot exista două state românești, că Basarabia, Republica Moldova nu are instrumentariu necesar pentru a putea exista ca stat, pentru că există un stat România și noi ar trebui să facem unirea, dar din păcate, spun acest lucru, Chișinău nu este cumva adus în vadul corect de București și de celelalte capitale europene. Bucureștiul, în loc să fie cel mai mare ambasador al unirii Basarabiei cu România, este, dacă vreți, unul din cei mai buni ambasadori a integrării europene a Republicii Moldova. Pentru că asta este comod, pentru că asta nu sperie pe absolut nimeni schimbarea granițelor. Vă dați seama cum se meargă PSD-ul sau PNL-ul la Bruxelles și la toate ședințele și în toate formatele și la Bruxelles și la Berlin și la Londra și la Washington să se ia de piept și să le spună frumos că Basarabia este pământ românesc și trebuie să găsim o formulă europeană prin care, internațională, prin care să ne reîntregim. Eu vreau să vă spun că am făcut acest lucru. Eu îi cunosc din ședință și din întâlniri pe toți guvernanții de ieri și de astăzi a României și noi am făcut mereu la Partidul Liberal acest lucru. În toate întâlnirile pe care le-am avut cu partea românească din România, dar și cu cei din internațional, deschideam discuția cu următorul lucru. Suntem partea națiunii române. Suntem o consecință a pactului Ribbentrop-Molotov. Trebuie să ne unim. Desigur că mulți europeni ne priveau ca niște ciudați și spuneau că de ce noi nu pune cineva la pușcărie, că noi milităm pentru lichidarea statului unde deținem funcții publice. Iată că Constituția Republicii Moldova permite să militez pentru așa ceva și unionismul este constituțional, chiar dacă mulți guvernanți de ieri și de astăzi consideră altfel. Din păcate, eu mi-aduc aminte, îți vă dau așa din culisă câteva lucruri, era domnul Cioloș eurocomisar, a venit la Chișinău și s-a întâlnit cu noi, cu fracțiunea Partidului Liberal și a început să-i povestim despre unionism. Dumnealui atât de speriat și atât de căzut din pod era, încât s-a speriat, eu credeam ca să iei valiza și o să fugă de la ședința aceea. L-a îmblânzit domnul președinte
este Gimpu, dar dumnealui nu a putut să răspundă niciun cuvânt, n-avea absolut. Dumnealui avea placa europeană, globalistă, cu care a venit și nu a putut să spună absolut niciun cuvânt. Noi după aia îl netezăm așa pe umăr și spunem, băi, liniștește, tot ok, suntem români, trebuie să ne unim. După care dumnealui a devenit prim-ministru, nu a schimbat deloc în niciun fel în discuțiile noastre, dar nici ceilalți n-au schimbat niciun fel atitudinea. Eu trebuie să recunosc că am cunoscut toți prim-ministrii în discuții oficiale și președinți de la 2009-10 încoace și cu mici excepții nu am văzut să înțeleagă în profunzime problema Basarabiei. Trebuie să recunosc, nu suntem oameni spurcați. Unicul politician român pe care eu l-am văzut cunoaște la zi problema Basarabiei și chiar o înțelege a fost Victor Ponta. Nu fac apologia guvernării dumnealui și nici dumnealui ca persoană. Dumnealui are exact atâta cât merită din partea poporului român, dar trebuie să fiu sincer. De exemplu, Grindeanu, eu m-am întâlnit cu Grindeanu, am avut ședință de guvern comun când am fost cu timpul lui Ponta. Ponta înțelegea despre ce se vorbește. Grindeanu era ca un roboțel la ședința aia comună și o citi de pe foaie exact și după care dacă îl întrebai stânga-dreapta, îl întrebai nord-vest, el nu a fost probabil, a fost vreodată la Chișinău și doar atunci să bea vin bun și să cumpere bomboane de pe Ștefan cel Mare, ciocolate la care le place toată lumea. În rest, absolut niciun fel de sentimentalism și niciun fel de înțelegerea problemei. Eu am cunoscut minim 3 miniștri de externe României care veneau în delegație oficială, în vizită oficială, după ce obțineau mandatul de ministru al de externe și declarau subit. Este pentru prima dată când ajung în Basarabia. Este evident că tu nu poți să înțelegi problema asta. Doar în momentul în care tu ai stat în Basarabia atâta cât a stat George Simion și ai bătut toate cărările, sau ai fost atâta cât a fost Dan Dungaciu, sau chiar Mircea Cosma. Iată, de exemplu, Mircea Cosma, baron, așa cum îi spune de la Prahova, dumnealui a fost vine în Basarabia de pe la 1980 și inclusiv în anii 90 și cunoaște prenume, cred că toți foștii primari din Basarabia cât sunt ei 899 și știe fiecare potecă. Dacă ar fi făcut fiecare român care se declară în suflet și ar fi ridicat șezutul din scaunul moi și ar fi venit așa cum au făcut înaintașii noștri înainte de unirea de la 1918. Guvernul în exil a trimis, dacă vrei, comandă de intelectuali români pe care i-a trimis în Basarabia să seamene unirea și a fost un proces care a germinat și a generat, dacă vreți, în final unirea. Din păcate, acum ei nu se duc în circumscripțiile lor, atât de boieri s-au făcut, dar aminte să te duci în Basarabia noastră prăfuită, pe care ei o consideră un capăt de țară sărac și de care nu ai nevoie. Așa ca niște rude de la țară la care din când în când le mai trimiți niște ajutoare pe care nu ai nevoie. Spun asta cu durere în suflet, pentru că consider întotdeauna și am considerat și consider în continuare că noi de la București suntem responsabili pentru toate, inclusiv pentru aducerea Basarabiei acasă. Noi basarabienii suntem foarte blânzi și foarte cuminți și o să ne conformăm și o să fim niște români foarte buni și foarte productivi. Nimeni nu vreau să stea cu gândul că o să stăm cu mâna întinsă la București, că o să avem nevoie de ajutoare sau tot așa mai departe. Am știut, știm în continuare să ne gospodărim. Dar cel mai bine acest lucru se va întâmpla în familia mare românească și asta ne va ajuta să păstrăm și acest teritoriu și acești oameni, să avem peste 3 milioane de oameni acolo și respectiv ei trebuie să fie aduși acasă. Este de la simplu la foarte simplu acest lucru. Dacă pentru alte teritorii românești, cele care sunt astăzi în Ucraina, spre exemplu, lucrurile se complică extrem de mult pentru Basarabia, pentru cele 33.000 de kilometri pătrați, lucrurile sunt dintr-un pix și nimeni nu ne va putea opri. Da, unirea de la 1918 s-a făcut împotriva voinței marilor puteri. A trebuit până la Trianon să meargă regele, să meargă regii,
Regina să convingă toate rudele lor și acest să-și convingă marele cancelare. Statele Unite ale Americii mult timp nu s-au împăcat cu acest lucru pentru a nu se lua de piept cu Rusia, dar nu s-a întâmplat nimic. Exact același lucru și acum. Da, marele puteri nu vor, pentru că vor și ei să joace. Ei vor să păstreze și România mică și slabă, și Basarabia mică și slabă, și încă să păstreze apendicele la Transnistria ca să joace cu Rusia, cu Ucraina, pentru că așa se trag sforurile. Iar noi avem interesul nostru. Iar dacă noi o să facem, nu o să se întâmple. Absolut nimeni nu o să ne dea afară, nici din NATO, nici din UE, și nu o să ne bată nimeni obrazul. Doar trebuie să avem noi curajul să facem acest lucru. Bun, pentru că suntem la finalul episodului, aș vrea să vă întreb care ar fi pașii sau ce ar trebui, ce e de făcut pentru a ajunge la unire. Trebuie să avem o guvernare responsabilă și hotărâtă la București. Și eu cred că în 2024 noi putem să dăm țării o guvernare care să schimbe placa de la lamentare a integrării europene sau nu mai știu ce altă, exact să vadă ce spune Berlinul și ce spune Bruxelles, Washingtonul și tot așa mai departe, la o guvernare care în termenii pe care îi prescrie, pe care îi spune Constituția de la Chișinău și Constituția din România, să facă, să pună pe agenda unirea și respectiv să o realizeze. Sunt absolut sigur că acest lucru se va putea face dacă vom avea la guvernare în România un partid hotărât care are în programul său, așa cum este AUR, cu oameni hotărâți, cu oameni care înțeleg această chestiune, nu din auzite, ci empiric cunosc acest lucru. În rest, sunt chestiuni absolut tehnice despre care nu cred că trebuie să vorbim în acest interviu. Poate avem alte ocazii să dezvoltăm și la nivel tehnic acest proces. Eu mulțumesc pentru această oră și pentru că am reușit să și descoperim omul Valeriu Munteanu, dar am reușit să și le readucem aminte oamenilor sau să le aducem aminte unora despre ceea ce înseamnă Basarabia și care sunt pașii și că unirea este un lucru firesc, e un lucru normal și că de fapt rezultatul acestei idei la care am ajuns acum, că unirea Basarabiei cu România este un lucru normal, este munca unor oameni care, munca de 15-20 de ani, al unor oameni care acum 15 ani au dat startul unui lucru care atunci părea cu totul și cu totul imposibil. Mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă invităm încă o dată să distribuiți acest material cât mai departe, pentru că ar fi momentul ca din discuția de astăzi să enervăm pe câțiva care stau comod acum la ei acasă și spune: uite băi, s-au găsit ăștia să vorbească iar despre unire și despre lucrurile pe care nu ni le dorim. Dacă v-a plăcut și dacă sunteți interesați, vă invit să vă abonați canalului și să ne ajutați prin a distribui materialele. Până data viitoare, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și că ne urmăriți în continuare.